Iată! Eu am zis că sunt niște merișoare, am deasupra capului un arbore de cauciuc. Nu, n-a fost așa până la urmă, m-am înșelat, trebuie să-mi cer scuze. Bună dimineața, îi spun cu mare drag domnule Ciprian Porumb. Dimineața. Iată, discutăm chiar cu vicepreședinte la Federația Română de Tenis. Ce înseamnă această titulatură? Cum e? Păi, mă onorează această titulatură. E bine să faci parte dintr-un staff așa de frumos cum este Federația Română de Tenis. O federație care, zic eu, cu rezultate, care are rezultate bune și sperăm ca ele să continue la nivelul la care sunt cel puțin acum. Eu sunt foarte curios pentru că discut cu un profesionist, cu un maestru. Care este primul lucru la care trebuie să te gândești sau la care te gândești în momentul în care spui tenis? Păi, sportul alb, rachete, mingi, un joc foarte frumos. Un joc care te atrage și în care odată intrat este foarte greu să ieși. Eu aș vrea să discutăm în această dimineață, Ciprian, să creăm așa o imagine despre tenisul din România. Trasăm câteva linii, purtăm o discuție lejeră. De exemplu, mă gândesc așa, care este amploarea, la ce nivel se joacă în România, la ce nivel se joacă în Cluj, cum stăm din acest punct de vedere? În România, după condițiile care sunt astăzi în România, tenisul, eu zic că este la un nivel foarte înalt, pentru că, cel puțin la nivelul fetelor, avem 5 jucătoare care sunt clasate în primele 100 din lume, un lucru extraordinar. La băieți, Victor Hănescu este un jucător fenomenal, după părerea mea, să poți să rămâi în primii 50 din lume, jucători din lume o perioadă așa de lungă, de 5-6 ani. De asemenea, și meciul de Cupa Davis, care vine acum contra Ecuadorului, care este meci pentru calificarea în grupa mondială, iar este un lucru extraordinar să fii, în eventualitatea unei victorie, să fii în primele 16 echipe din lume, este mare lucru. Și referitor la Cluj, aș putea spune că Cluj este într-un progres la nivelul tenisului, pentru că are jucători tineri, de perspectivă, mulți campioni ai României, lucru neașteptat și nemai întâlnit pentru Cluj. De mult timp n-au mai fost campionii ai țării în Cluj-Tampoca, deci este de bun augur, zic eu, acest lucru. Tu ai venit cu vești bune în această dimineață, iată că primim vești bune în ideea în care ne spui lucruri frumoase, avem oameni de calitate, se întâmplă lucruri interesante, avem rezultate bune, se face performanță. Eu sunt foarte curios dacă se face performanță prin implicarea, să zicem, mediului privat în acest sport sau chiar există susținerea, să zicem, a statului care investește prin diferite programe, terenuri și așa mai departe. E puțin mai greu cu tenisul, pentru că sponsorii nu prea vin foarte aproape de tenis, pentru că nu este un sport cu o expunere așa de mare, cum ar fi o echipă de fotbal, de basket. Tenisul fiind un sport individual, este nu prea la îndemâna sponsorilor. Dar mai sunt oameni de bine care ajută copiii, care ajută chiar și federația și ăsta este un lucru bun. Deși sunt principal pasionați de tenis și prin eforturile lor ei ajută la activitatea pe care noi o facem și eu spun că e nevoie de ei și ei trebuie să vină cât mai mulți înspre acest sport care este foarte, foarte frumos și care la un anumit nivel îți aduce și o răsplată. Păi, la ce premii în bani se tot vehiculează, da, merită, dar să ajungi acolo trebuie să muncești. Așa e, e foarte greu să ajungi și îți trebuie o sumă de calități care să fie foarte bine mixate. Știi că la prima vedere zici, domnule, a câștigat, nu știu ce jucător, 500.000 de dolari, de exemplu. Dar până să ajungă, și întrebarea asta trebuie să le punem, până să ajungă în punctul în care accesează acest bani sau joacă la acel nivel, cred că este o muncă incredibilă. O muncă și multă, multă cheltuială. Multă, multă cheltuială, pentru că turneele de junior, turneele de copii prin care trece cu siguranță un jucător care ajunge să fie așa de bun, le susține împreună cu părinții, probabil, sau cu federația, sau cu un sponsor. Deci cheltuielile sunt foarte mari până la nivelul la care apuci să câștigi bani.
dacă câștigi. Dacă ar fi să facem o comparație între ceea ce a semnat tenisul românesc înainte de 90 și după 90, auzim de lucruri de bine sau de rău? Cu siguranță de bine, pentru că și sistemul de turnee s-a schimbat față de atunci. Este mult mai ușor astăzi să acumulezi puncte. Bineînțeles că aceste turnee care se joacă în România, acest circuit BCR care se joacă în România de 12 turnee, este foarte bun pentru tinerii jucători din România. Șansa de a juca acasă este un lucru foarte mare, pentru că nu ai așa cheltuieli mari. De asemenea, lipsa vizelor care pe mine m-a omorât cât am jucat tenis în anii 90 sau înainte puțin, doar cu vizele de plecare în Germania, trebuia să ai viză, trebuia să ai viză de Franța, trebuia să ai viză de... Era foarte greu să le obții, le obțineam tot timpul pentru că eram jucători de lot național, de Cupa Davis, le obțineam, dar poate câteodată prea târziu sau în fugă, era un consum în plus. Astăzi iei pașaportul și pleci și joci unde vrei. Dacă ești bun, dovedești și șansa e a ta. Eu sunt curios în ceea ce privește acest sport la nivel local. Valabil la Cluj-Napoca, valabil la Brașov, la Timișoara sau în oricare alt oraș din provincie, mă refer. E ca și în alte domenii când un sportiv, un jucător sau cineva care vrea să facă performanță într-un anumit domeniu trebuie să ia calea Bucureștiului, să fie jucător în capitală sau nu are nicio legătură cu acest aspect? Adică trebuie neapărat, are mai multe șanse dacă aparține unui club din capitală, de exemplu? Nu mai, s-a terminat cu treaba asta? Desigur, în București sunt mai mulți jucători, se întâlnesc mai mulți, e foarte bine să fii acolo ca să poți să te antrenezi. De obicei, jucătorii buni joacă între ei pentru ca să-și păstreze ritmul de joc, să-și păstreze o anumită condiție. Dar nu mai e acest lucru. Dacă vrei și poți să te antrenezi la Barcelona, poți să te antrenezi la Miami, poți să te antrenezi la Cluj, poți să te antrenezi oriunde unde îți face plăcere, unde poți și unde îți găsești condițiile cele mai bune pentru tine ca să faci rezultate. Deci, nu mai e. Mitul cu București a căzut. Cum e să zici, domnule, eu m-am apucat de tenis, mă antrenez în fiecare după amiază. Locuiesc la Cluj, dar în fiecare după amiază mă antrenez la Barcelona, că așa vreau eu. Mă, acum e foarte simplu. Ia avionul, te duci și vii după mare. Foarte simplu. Altădată nu se putea asta. Era foarte greu și ăsta este un lucru pe care tinerii jucători ar trebui să-l înțeleagă, efectiv, să-l priceapă ce șansă au ei astăzi față de ce s-a întâmplat înainte și să-și dorească poate mai mult. Eu am rămas uimit de ceea ce am văzut ieri, am fost la Winners și am văzut o mulțime de oameni pasionați, părinții susțineau copiii la antrenamente, erau meciuri, veneau prietenii. Eu n-am crezut, nu sunt un om care a accesat în mod direct acest sport, dar când am văzut ce atmosferă frumoasă este acolo, am zis, domnule, uite că se poate și nu doar sportul rege poate să strângă oameni ca și spectatori. Acolo era atmosferă. Și parcă e altă civilizație, frumos, se joacă. Da, sunt foarte mulți copii care joacă în perioada asta. Problema este ca să poată să meargă mai departe, să nu se oprească la o anumită vârstă. E un grup mare de copii care pornesc și până ajung la 18 ani ei se cam răresc. Pentru că factorul care este aici? Eu cred că și partea financiară, care e destul de apăsătoare. Partea financiară e destul de apăsătoare în ce sens? Că eu nu înțeleg. Eu mă gândesc așa, echipamentele vor fi ele scumpe la un anumit nivel. Înscrierile, participarea la competiție, nu, practic asta este... în mod normal, ca jucător, ca junior, spre exemplu, joci 30 de turnee pe an. Marea majoritate le joci în afară, pentru că în România sunt doar 3, 4, 5 turnee. Și asta înseamnă costuri. Singur nu poți merge. Deci costurile se dublează, mergi cu un antrenor, mergi cu un părinte. Și ca să stai 30 de săptămâni în afara țării este foarte, foarte... Altfel nu contezi. Deci trebuie să faci acest lucru, că altfel n-are niciun rost să joci aici, la Cluj, la asta, e frumos, e ok. Dar nu ai nicio valoare, nu ești recunoscut, nu știi ce însemni tu față de ceilalți. Și, practic, dacă nu ai posibilitatea să călătorești și să accesezi aceste turnee, nu există. Înainte să ne despărțim, nu cred că trebuie să
pornești cu, din start cu handicapul acesta? Adică, domne, eu știu că nu am o situație de financiară atât de bună, nu-mi dau copilul la tenis. Nu se știe niciodată când apare un sponsor. Exact. Nu se știe niciodată când poate chiar clubul la care se implică în ajutarea acestui talent. Și federația. Inclusiv federația, evident. În momentul de față, federația pentru vârfurile generațiilor lor susțin. Susțin aceste turnee. Susțin turneele de obiectiv, cum ar fi europene, campionate pe echipe, dar și alte turnee pentru jucătorii cei mai bine clasați din România. Mulțumim distrugă de vizită. Și eu mulțumesc foarte mult. Succes în continuare și să sprijiniți talentele din România. Cu siguranță. Da, nu ne oprim aici, mai avem o mulțime de invitați care trebuie să ne calce pragul vis-a-vis de acest sport alb. Avem ce discuta, ceea ce înseamnă că trebuie să rămâneți alături de noi.